ca indivizi, cei care suntem scopiți pe listele de candidați la Senat și la deputat, ci și pentru organizația județeană a Partidului Național Liberal. Și în același timp suntem cei care ne-am propus să facem ceea ce n-au reușit să facă alții până acum. Avem o echipă, 85% sunt nume noi în această echipă de candidați Partidului Național Liberal Dorj. Și sunt oameni care au competențe profesionale, oameni care au bun simț și de asemenea sunt oameni care respectă criteriile de integritate pe care Partidul Național Liberal le-a impus. Avem convingerea că vom reuși un scor performant și de asemenea că vom face performanță și în Parlament prin reprezentanții noștri în Parlamentul Român. Noi ne-am luat ca țintă 2 senatori și 4 deputați pentru alegerile din 11 decembrie. Noi sperăm că să fie o prezență bună la vot, pentru că o prezență scăzută la vot ne defavorizează, iar rezultatul să fie corelat direct cu voința cetățenilor. În această țară se poate face politică și altfel. Putem guverna cu un premier integru, că un partid își fixează ca obiectiv corectitudinea, poate înainte de proiecte mărețe, că există și se va manifesta în viitoarea guvernare PNL Cioloș integritate, corectitudine și profesionalism. Ăștia sunt lucrurile cu care construim această ofertă politică și la nivelul organizației noastre județene și avem o echipă de care toții suntem. Putem considera că este un început. Este momentul în care ne dorim să dovedim că suntem o echipă unită, atât numele noi, cât și numele cunoscute, cât și numele celor care provin din cele două foste partide. Noi suntem pregătiți să le arătăm contracandidaților că acel refren foștii s-a încheiat. Suntem o echipă unită și mai ales cei care vor merge în Parlament din rândul nostru sunt pregătiți să fie active acolo. Dacă vor obține funcții pentru care să fie susținuți în comisii sau în cercul camerelor, vor fi prezenți la ședințe, vor fi activi și nu în ultimul rând nu se vor ascunde după imunitate parlamentară. Dacă va fi nevoie să dovedim că respectăm criteriile de integritate, suntem pregătiți chiar să renunțăm la această imunitate. În spatele cărora foarte mulți se ascund și vor să se ascundă și de aici încolo.